Doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. La Iași continuă campionatele naționale de canotaj pentru juniori. Sportivii orșoveni și-au mai trecut în cont un număr de 5 titluri de campion național, dominând și această competiție. Se mizează pe dublarea numărului de medalii până la finalul acestui sezon național. La campionatele naționale de viteză de la Iași, canotorii de la CSS Letetele Orșova au reușit să mai cucerească alte 8 medalii, din care 5 titluri de campion național de juniori. Ne aflăm în plină desfășurare a competiției. Până acum am concurat în 8 probe, din care 5 le-am câștigat și 3 am venit pe locul 2. Ce sperați în continuare? Mai avem aproximativ tot atâtea probe mâine și sperăm aceleași rezultate bune. Competiția se va finaliza sâmbătă, când se vor decerna ultimele medalii, care vor îmbunătăți serios palmaresul sportivilor pregătiți de Cristi Maliș. S-a încheiat concursul național de selecție pentru loturile de junior la Caia Canoe. La competiția desfășurată pe canalul Bascov, sportivii orșoveni au reușit din nou să se impună, 50 dintre ei fiind cooptați în loturile României de junior și tineret. Începând de mâine se va desfășura ultima competiție din acest sezon, de la care așteptăm de asemenea numeroase medalii. Vești bune și de la concursul național de selecție care se desfășoară la Bascov. Caiaciștii și canoiștii de la CSS Letetele Orșova vor avea și în nou sezon internațional cei mai mulți sportivi în loturile naționale de tineri și juniori. Astăzi s-au disputat de dimineață, între orele 9 și 11:30, finalele pe distanța de 1000 de metri. Ca și în zilele precedente, sportivii orșoveni s-au prezentat din nou foarte bine pregătiți și au reușit de asemenea să câștige majoritatea finalelor. Sperăm ca după această competiție, care să definitiveze loturile și să nominalizeze sportivii la loturile naționale, clubul nostru, secția noastră de Caia Canoe, să aibă la loturile naționale cel puțin 50 de sportivi. Va urma o nouă competiție la care miza va fi numărul de medalii pe care vor obține sportivii noștri. Urmează campionatul cluburilor sportive școlare, care vor începe mâine de dimineață la ora 9. Sunt probe pe distanțele de 500 și 200 de metri la cele trei categorii, junior 3, 2 și 1. Această competiție de tradiție, de când s-a reluat această competiție, numai Orșova a câștigat, sperăm și de data aceasta, pentru că de numărul de 41 de probe cât vor fi, sperăm să luăm tot atâtea medalii și din care cele mai strălucitoare să fie în jur de 35. Vară de excepție pentru sporturile nautice de la Orșova, care au impus din nou performanța mehedințeană la cote nebănuite, mai ales dacă o raportăm la cadrul organizatoric asigurat de doar cele 3 cluburi de performanță. Mâine de la orele 11 pe stadionul municipal, Gazmetan CFR va susține ultimul joc de verificare înaintea startului din sezonul competițional oficial. Conducătorii clubului au făcut toate demersurile de la federație pentru ca jocul din prima etapă să se dispute în nocturna pe stadionul municipal, ceea ce ar fi o premieră pentru fotbalul mehedințean. Sâmbătă de la orele 11 pe stadionul municipal Gazmetan CFR va susține ultimul joc de verificare înaintea startului în Liga 2 la fotbal. Echipa pregătită de Cosmin Bodea va întâlni Minerul Jilz Mătăsari, echipă care s-a întărit serios în această vară și a susținut câteva amicale destul de reușite. Va fi un prilej pentru a se încerca o formulă de start pentru jocul cu Arieșul Turda de sâmbăta viitoare, care se va disputa tot pe municipalul severinean. Conducerea clubului severinean a făcut demersurile la Federația Română de Fotbal pentru ca această partide să se dispute în nocturnă, cu începere de la orele 20, trimițând în acest sens solicitarea la forul fotbalistic. Așteptăm răspunsul Federației Române de Fotbal pentru a vă informa din timp despre jocul din prima etapă a Ligii a doua la fotbal dintre Gazmetan CFR și Arieșul Turda. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!